Salutare și bine ați venit la un nou videoclip. De data asta o să vorbim despre memoria RAM. Ce înseamnă memoria RAM și cum o alegem corect, dacă vrem să ne cumpărăm. E bine, pentru început, ca de obicei, aș vrea să vă gândiți la ce o folosiți, adică la ce folosiți calculatorul pentru care vreți mai multă memorie RAM sau vreți memorie RAM dacă o luați de la zero și care este bugetul. Deci astea două lucruri trebuie luate obligatoriu din start în considerare. Am aici 3 plăcuțe RAM, care credeți voi că e cea mai bună dintre astea? Dacă ne uităm la plăcuțe, nu vedem mare lucru ca diferență. De exemplu, diferența dintre astea două este imensă. Această plăcuță este de 512 mega și o frecvență de 333, deci 333, așa, SD RAM. Iar această plăcuță, deși pare mai mică, un pic mai mică la dimensiune, are 16 GB, o frecvență de 1600 DDR3, tehnologie mai nouă și mult mai nouă și capacitate mai mare, frecvență mai mare. Lăsând asta deoparte, revenim pe parcurs. Deci hai să vedem. În primul rând, pentru ce aveți nevoie? Dacă aveți nevoie de un calculator pur și simplu pentru un utilizator obișnuit care nu are nevoie de performanțe prea mari, atunci consider că vă este de ajuns 8 GB RAM. Da, v-ar fi de ajuns și 4 GB RAM, dar n-aș vrea să vă împotmoliți la un moment dat și să vă descurcați mai greu cu el. Mai bine luați 8 GB de la început și cu siguranță nu o să vă pară rău. Pentru că diferența de preț nu este așa mare de la 4 GB la 8 GB, însă diferența de performanță poate să vă dea bătăi de cap la 4 GB RAM. Deci am avut pe laptop 4 GB RAM și existau anumite momente când deschideam mai multe aplicații sau mai multe taburi pe browser și întâmpineam probleme, dificultăți, îngheța ecranul și așa mai departe. Am trecut și eu la 8 GB RAM și consider că începând din 2020 nu are rost să cumpărăm mai puțin de 8 GB RAM, indiferent că e vorba de calculator sau de laptop. Acum să vedem, să luăm două scenarii. În primul rând, considerând că voi vă cumpărați sau vreți să vă faceți un calculator de la zero, vă gândiți oare ce memorie sau câtă memorie RAM să-mi cumpăr. Păi trebuie să țineți cont de două lucruri foarte importante. În primul rând, ce fel de placă de bază alegeți. În funcție de placa de bază, vă uitați ce fel de memorie RAM acceptă și va trebui să cumpărați memoria respectivă. Pentru că, deși dau aici două exemple, asta e o memorie veche, asta e o memorie mai nouă, DDR3 versus SD RAM. Deci o diferență foarte mare dintre astea două și ele seamănă foarte mult, însă dacă vrem să le băgăm în slot, nu o să intre din cauza că are aici o cheiță și nu o să ne dea voie. Bine, probabil că la un moment dat reușiți dacă vă chinuiți, dar stricați pe acolo ceva, nu vă recomand. Deci trebuie să vă interesați. Placa de bază, ce fel de memorie RAM suportă și anume DDR1, 2, 3, 4 sau poate chiar o să vină DDR5 începând cu anul 2021 sau 2022. Dar deocamdată avem până la DDR4. SD RAM, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Vedeți placa de bază, ce fel, care din astea două însemnând DDR3 și DDR4, că n-are rost să vorbim despre generațiile mai de mult pentru că spraf și nu are rost să dăm bani pe așa ceva. Cumpărând o placă de bază de o generație mai nouă, cu siguranță veți avea nevoie de DDR4, dar trebuie să verificați asta. După aia verificați ce fel de procesor ar intra, știu că n-are nicio legătură cu RAM, dar are o legătură cu RAM. Vă gândiți ce procesor o să puneți pe placa de bază, deci verificați socket-ul și ce procesor intră, iar după care veți alege voi un procesor și după ce alegeți procesorul, verificați câtă memorie RAM suportă procesorul și la ce frecvență, care este frecvența maximă pe care o poate gestiona. Pentru că placa de bază poate să suporte, să zic, o memorie DDR4. Punem o memorie DDR4 pe placa de bază, să zic, noi vrem multă memorie RAM, punem 64 de GB. Însă, există o posibilitate ca procesorul să fie mai slab și el să nu poate gestiona 64 de GB memorie RAM, nu va lucra cu toată memoria, o cheltuială aiurea. Încă un scenariu este că ne punem 32, da, cât suportă procesorul, însă, probabil, voi nu v-ați uitat care este frecvența maximă acceptată de procesor și să zic că vă luați o memorie de 3200 MHz la frecvență, însă procesorul nu poate să gestioneze mai mult de 1600 sau, știu eu, 2400 de MHz.
Iarăși, ați dat banii degeaba, cumpărând o memorie cu o frecvență mai mare, veți cheltui un pic mai mult și procesorul nu poate gestiona, deci nu vă folosiți de ea. Dacă pun asta de 64 de giga pe placa de bază și la 3200 de MHz frecvență, procesorul neștiind să gestioneze nici 64 de giga, neștiind să gestioneze nici 3200 de MHz frecvență, el va lucra cu ce știe el, adică va lucra cu frecvența maximă pe care o suportă, să zicem în cazul scenariului nostru de 2400 de MHz, va lucra cu 2400 de MHz din plăcuța asta și nu va lucra cu 64 de giga, va lucra doar cu 32 sau cu cât suportă, poate chiar cu 16, sau poate nu va recunoaște plăcuța. Există posibilitatea să nu recunoască fiind atât de mare. În alegerea oricăror componente de calculator și oricăror lucruri din lumea asta, este foarte bine să nu ne îndrăgostim de anumite branduri. Vorbim de memoria RAM, sunt multe firme, multe branduri care produc aceste componente. Însă nu are niciun rost să ne îndrăgostim de anumite branduri și să aruncăm cu banii aiurea, pentru că, mai ales când e vorba de memoria RAM, există posibilitatea să nu se strice niciodată. Adică o folosim, să zic, un 5 ani, 7 ani, poate în cazuri excepționale mai mult de 10 ani, cine știe. Însă, având în vedere că tehnologia evoluează foarte mult, deja de la an la an se fac progrese mari, riscăm să rămânem în urmă cu tehnologia și cu performanțele dacă mergem mai mult de 7 ani pe un calculator, pe o unitate, cu un procesor anume, cu o configurație anume. Așadar, cam la 5-7 ani se schimbă calculatoarele în lume, câteodată se schimbă și la 3 ani. Depinde, sunt puțini utilizatori care îl folosesc mai mult de 10 ani, după cum ziceam. Așa că există o șansă mică să folosim, să zic, RAM-ii mai mult de 10 ani. Asta însemnând că ele, fiind o componentă care nu se mișcă, nu au probleme de încălzire, deși sunt anumite plăcuțe RAM care au și radiator pentru o răcire mai bună. Se încălzesc într-adevăr și ele, dar nu se încălzesc precum un procesor sau o placă video. Așadar, există o șansă foarte mică să se strice din cauza asta. Având în vedere că ele nu se strică, deci eu n-am văzut plăcuță RAM stricată, doar fizic, ruptă sau așa, dar stricată în calculator nu am văzut. Deci, având în vedere lucrul ăsta, nu are niciun rost să-mi cumpăr eu de la Samsung, de exemplu, cum ia să-i de la Samsung, nu are rost să-mi cumpăr obligatoriu de la Samsung, că am auzit eu că alea-s bune. Îs bune toate, deci eu n-am întâlnit, după cum am zis, memorie RAM rea. Bine, slabă ca performanță am întâlnit, dar în fine. De exemplu, dacă în loc să iau o memorie RAM de la Samsung, cum e asta de 1600 frecvență la 16 giga, decât să dau, nu știu, 1000 de lei pe o plăcuță de asta, mai bine îmi iau de la alt brand care mi oferă aceleași performanțe la un preț cu 30% poate mai ieftin. Deci la asta nu avem cum să ne înșelăm, având în vedere că ne scrie pe hârtie clar atât capacitatea, cât și frecvența și latența. Pentru că astăzi vorbim de latență imediat, trei lucruri pe care trebuie obligatoriu să le luăm în considerare când cumpărăm plăcuțe RAM. Încă un aspect important este că mulți utilizatori tind să exagereze când e vorba de memoria RAM. Și anume se întind la 32 de GB, la 64, la 50 și ceva, da? 128 ca să fie rotund. Consider că nu e obligatoriu sau nu e deloc bine să ne întindem să exagerăm cu adăugarea memoriei RAM la calculator dacă nu avem nevoie. Exagerăm doar în cazurile în care ne permitem financiar, de exemplu. Ca și recomandare, o să spun că nu recomand sub 8 GB, pentru că am pățit-o pe pielea mea să fiu nemulțumit în legătură cu cei 4 GB pe care am avut la laptop, după cum am zis. Apoi, dacă voi credeți că aveți nevoie pentru randări sau pentru jocuri, bineînțeles că puteți merge la 32 de GB sau cel puțin 16. Eu am avut și cu 16 GB am avut probleme. Asta, de exemplu, e o memorie din calculatorul meu. Am avut 16 GB, adică cât are plăcuța asta, apoi am trecut la 64, adică am luat 4 plăcuțe de astea. Într-adevăr, am exagerat un pic pentru că mă puteam mulțumi și cu 32 de GB, însă le-am luat la un preț foarte bun, le-am luat second și sunt foarte mulțumit. Încă o chestie foarte importantă când cumpărați memorie RAM, vă recomand, voi alegeți dacă da sau nu, să cumpărați second dacă găsiți. De ce? Exact pentru că nu se strică. Deci ele fiind folosite așa cum au fost folosite, există o posibilitate mică, după cum ziceam, să se strice. Așa că dacă găsiți pentru unitatea voastră, pentru calculatorul vostru sau pentru laptopul vostru, plăcuțe RAM second hand, în stare de funcționare, consider că puteți să le cumpărați fără nicio problemă, pentru că ele o să funcționeze în continuare la fel de bine. Când e vorba de plăcuțe RAM și procesor, eu aleg și variantele second dacă sunt disponibile, pentru că atât memoria RAM cât și procesoarele sunt două componente care se strică destul de greu, aproape niciodată. Procesoarele
procesoarele se mai prăjesc, depinde cum sunt folosite, însă memoria RAM nu. Deci puteți cumpăra, dacă găsiți pe placul vostru second la un preț bun, puteți lua fără nicio problemă. Revenind la varianta de second la un preț bun, trebuie să verificați și chestia asta, pentru că sunt utilizatori sau sunt persoane care cumpără, să zic, memoria RAM sau au cumpărat-o cu 2 ani, au dat undeva la 800 de lei pe 16 giga și acum vor să o vândă cu 600 de lei, crezând că ei o vând un pic mai ieftin decât o cumpărat-o, deci au făcut o treabă normală. Însă partea proastă sau partea bună a lucrurilor este că memoriile s-au ieftinit destul de mult în ultima perioadă, ca și SSD-urile de altfel. Am și un video cu SSD-uri dacă vreți să-l căutați pe canal. Memoriile s-au ieftinit destul de mult și puteți găsi noi la preț de second. Trebuie să verificați cât costă nouă memoria respectivă și cât costă second. Nu vă păcăliți! Pentru 20-30 de lei nu se merită să luați second, însă dacă e vorba de sute de lei sau 100 de lei, atunci da, puteți. Sunt plăci de bază care suportă memoria ECC și procesoare care suportă ECC și sunt care nu suportă. Deci, dacă vreți să cumpărați ECC-uri, alea sunt un pic mai scumpe, sunt mai bune, într-adevăr, și trebuie să verificați dacă e compatibilă placa de bază și procesorul cu acest tip de memorie RAM. Având în vedere că sunt mai scumpe, nu vă recomand să cumpărați alea dacă nu aveți nevoie, pentru că aruncați cu banii. Dacă găsiți second, da, puteți cumpăra, pentru că second sunt mult mai ieftine decât alelalte normale. E un pic complicat aici, nu vreau să intru în detalii. Acum să luăm altfel, un fel de recapitulare. Un utilizator normal, obișnuit, care nu are nevoie de performanțe, poate să cumpere o capacitate de 8 GB RAM. Însă, cum să se orienteze la frecvență? Păi, având în vedere că am zis și mai devreme, trebuie să verifice câte frecvență folosește sau știe să gestioneze procesorul, câtă capacitate poate suporta placa de bază și, în combinația asta, vedeți voi ce alegeți. Dacă credeți că aveți nevoie pentru jocuri, bineînțeles, trebuie să vă alegeți, dacă nu aveți deja o placă de bază, să vă alegeți o placă de bază cu o capacitate pe care o suporte de 32 sau 64 de GB. Dacă vă trebuie ceva obișnuit, atunci puteți luați orice placă de bază care vă este pe plac. Când este procesor vorba, la fel. Puteți să luați, dacă aveți nevoie de performanțe mari, un procesor care suportă frecvență cât mai multă, cât mai mare, de obicei cele de la AMD suportă sau se descurcă foarte bine și le place memoriile RAM cu frecvență mare și sunt și bune procesoarele. O să fac un video și despre procesoare în zilele următoare. Frecvența minim 1000 600 de MHz minim. Latența, cu cât e mai mică, cu atât e mai bine. Aici nu o să vorbesc foarte mult despre latență, pentru că este o chestie un pic mai delicată și costă mult. Deci latența, cu cât e mai mică, cu atât e mai scumpă. Voi trebuie să puneți preț cel mai mult pe frecvență, în primul rând, după care pe capacitatea de care aveți nevoie. Ca și paranteză, indiferent că e second sau nou, după cum am zis, nu trebuie să te îndrăgostești de branduri sau să umbli doar după anumite branduri care ai auzit tu că e mai bună la. Deci te uiți frumos, ai 500 de lei la dispoziție și vezi în limita bugetului pe care l-ai disponibil să iei cea mai bună memorie. Nu contează brandul. Deci capacitatea și frecvența, cu cât e mai mare, cu atât e mai bine, latența, cu cât e mai mică, cu atât e mai bine. Vă mulțumesc pentru vizionare, cam aici se încheie videoclipul. Dacă am omis ceva, vă rog să scrieți în comentarii, pentru că există mare posibilitate să fi trecut cu vederea anumite lucruri. Dacă vreți voi să fac un anumit video despre ceva anume, puteți lăsa în comentariu, precum și opinia voastră în legătură cu acest video. Vă doresc o zi frumoasă, vă salut și numai bine la toată lumea. Ciao.